găsit, dragi prieteni, la emisiunea Unghiuri Subiective. În emisiunea de astăzi vom aborda o temă destul de rar atinsă de presă, respectiv infrastructura feroviară și de metrou. Vă mărturisesc că pe acest subiect se pot broda nu o emisiune, ci 10 emisiuni. Cu toate acestea, am considerat că cel mai potrivit invitat, împreună cu care putem dezbate în mod profesionist această temă, este domnul Octavian Udriște. Bun venit în studioul Actualitatea TV România, domnule Octavian Udriște. Bine v-am găsit, vă mulțumesc, sunt onorat. Domnul Udriște, sunteți primul inginer român autorizat să conducă locomotive diesel. Greșesc? Nu greșiți. Și un alt element pe care l-am considerat absolut aparte, sunteți printre acei primii 5 ingineri cărora li s-a încredințat conceperea și organizarea exploatării metroului bucureștean. Asta ar trebui toți bucureștenii care circulă astăzi cu metroul să o știe și mă bucur foarte tare că ați răspuns invitației noastre. Cu mare plăcere. Ieri, un marfar a deraiat. A deraiat și a blocat circulația pe tronsonul București-Craiova. Dacă nu mă înșel, este tronsonul nou sau magistrala nouă. Magistrala nouă. Foarte multe trenuri de pasageri au fost anulate. Multe dintre ele au fost, evident, au avut întârzieri mari. Asemenea, incidente apar odată la o lună jumate, ne confruntăm nu cu incidente atât de grave, aici au deraiat 5 vagoane, dacă nu mă înșel, 15, nu s-au răsturnat. 5 vagoane răsturnate, 15 deraiate. Da. 15 deraiate. Dar lunar se întâmplă fel de fel de incidente de trafic feroviar. Din sursele noastre, aproape că nu e lună în care să nu se întâmple undeva în țară un incident feroviar. Și aceasta, evident, se datorează unei infrastructuri precare a căilor ferate. Și nu numai. Și nu numai. De aceea, domnule Udriște, am fi vrut un punct de vedere profesionist din partea noastră vis-a-vis de starea infrastructurii feroviare și nu numai a infrastructurii feroviare, dacă vrei, și a modului în care este gestionat întreg acest domeniu al căilor ferate, atât din punct de vedere al căilor ferate, al CFR călători, cât și CFR marfă, pentru că percepția noastră a celor care nu suntem de profesie este că e o debandadă totală. Am aflat și eu cu uimire, spre exemplu, un fapt care sigur a ajuns la mine ca utilizator, ca potențial utilizator de transport pe căile ferate, că în gări nu se pot cumpăra, achiziționa bilete pentru operatorii privați. Da, și asta e un aspect. Și asta este un aspect. Sigur. Deci sunt o groază de lucruri care pur și simplu te contrariază. Cum, dom'le, după 30 de ani pe un tronson de nici măcar 200 de kilometri avem peste 50 de restricții de viteză, da. Și unele dintre ele restricții la 10 km pe oră, la 5 km pe oră, la 30 de km pe oră, da. Este ceva fantastic și am vrea totuși să ne dați un punct de vedere de ce, unde suntem și de ce suntem aici. Acum trebuie să vă spun ceva și despre istoria mea. Sunt a treia generație de feroviar în familie. De la vârsta de 4 ani am luat contact cu locomotivă, cu trenul, pentru că bunicul meu, din partea mamei, a fost mecanic la Cernăuți, la depou. Și în 39 și în 43 au fost cele două vacanțe care le-am petrecut la Vișnița, de fapt, localitatea pe frontieră cu Polonia, pe Ceremuș. Acum e altceva acolo, din păcate. Și de atunci a intrat în mine microbul. Tata fiind și el feroviar, cu disciplina, ca să zic așa, după timpurile bune ale căilor ferate române,
mi-a insuflat-o și mie. De pasiune nu mai spun. Și spuneați că a fost primul inginer autorizat la locomotive diesel. Da, într-adevăr, pe 13 august 1959, am sărbat la Brașov anul trecut 60 de ani, de la sosirea primelor două locomotive diesel de noua generație. Și cum sunt vorbitor de germană, bineînțeles, n-a fost nimeni altcineva acolo pregătit să preia contactul, interfața cu elvețienii, cu instruirea meseriașilor, mecanicilor, inginerilor și așa mai departe. Și mi-a făcut mare plăcere. La 24 de ani terminasem stagiile, nota bene, a trebuit să fiu fochist, mecanic, la manevră, la marfă și la cărători, pe proprie răspundere. Da, a fost frumos, o făceam cu pasiune, da. Astăzi nu se mai fac stagii, acum faci un masterat și trebuie să ajungi consilier al ministrului, că așa e, așa zis să cuvine. Da, în sfârșit, se făceau stagii, o luai de jos în sus. Da, și am lucrat 3 ani cu elvețienii cot la cot și am avut răspunderea asta cu trenurile speciale, că nu se mai mergea cu dieselul și cu abur, că făcea fum, mergeam cu diesel și eu trebuia să le însoțesc. Răspundere, că era Gheorghe Udeș, că era Chivu Stoica și așa mai departe. Bun, închid paranteza asta. Deci, Calea Ferată a fost o instituție strategică și este încă, din păcate, neglijată în mod dramatic în ultimii 30 de ani. Am obiceiul să spun că în 30 de ani noi n-am construit autostrăzi la nivelul necesar și posibil material, mai ales de când suntem membri în Uniunea Europeană, se cunoaște gradul de absorpție și viteza de lucru, așa, dar, în schimb, am distrus Calea Ferată. Repet, am distrus Calea Ferată. Și mai am curajul să spun cu premeditare uneori, pentru că interese de grup ale transportatorilor rutieri au fost mai tari, mai bine reprezentate în toate guvernele și în toate formulele de la Ministerul Transporturilor. Oare distrugerea aceasta a căilor ferate nu a fost determinată și de faptul că nu s-au mai făcut lucrări de mentenanță a ei, lăsând la o parte modernizările sau extinderea căilor ferate? Din documentarea noastră a reieșit că nici măcar lucrările de mentenanță normale, da, nu s-au făcut nici la timp, nici de calitate. Cauzele sunt multiple. Și vreau să vă spun că sesizări au fost făcute din partea societății civile și din partea forurilor feroviare europene. Și am să vă documentez. Să încep cu societatea civilă. Asta e o broșură pe care scrie SOS CFR 3 Roman, adică ediția a treia. Și e scrisă sub coordonarea mea din partea societății civile. Asociația Inginerilor, General Inginerilor din România, Asociația Inginerilor Feroviari, etc. etc. Club Feroviar. Club Feroviar și așa mai departe. Și ce spun eu aici într-un motto? Dați-mi voie să citesc, să nu greșesc. Neglijată, dezorganizată, subfinanțată și uneori furată, Calea Ferată Română s-a prăbușit continuu în ultimii 23 de ani. Dar extrapolăm la 30. Încât vor trebui mulți ani și sume importante ca să-și revină și să-și recapete locul pe care îl merită într-o economie națională cu pretenții în curs de integrare europeană, nu numai formală. Noi am intrat în Uniunea Europeană, dar suntem departe, mai ales ca mentalitate, da? Și spuneați dumneavoastră de mentenanță. Vă mai arăt un grafic. Acest grafic reprezintă kilometri de cale ferată modernizați cu materiale noi, semibune și total. De la sfârșitul primului război mondial până în zilele noastre. Uitați-vă în perioada de criză, 29-32, da, s-a lucrat. Fantastic. Statul a investit în infrastructură.
Uitați-vă în perioada celui de-al doilea război mondial. S-a făcut calea ferată București, Caracal, Roșiori, Videle, nu, pardon, Craiova, Caracal, Roșiori, Videle, București, Urziceni, Făurii. În 43 s-a dat în exploatare. 43. Da. Linie strategică. Bine. Absolut. Care da. Și acum ar trebui da. Să facă de parte din infrastructura da, da. Critică a țării. Absolut. Deci... Dar tocmai acolo la Stoienești a deraiat. A fugit calea de sub tren. Da. În sfârșit. Deci, al doilea război mondial. Uitați-vă, după al doilea război mondial am avut o perioadă de glorie. Dacă trag așa o linie aici, o să fim pe verticală la circa 800 de kilometri în medie pan. Iar 800 de kilometri? În medie pan, modernizați, electrificați, dublați, etc. Și aici este 1990. Și prăbușire continuă mai rău ca în timpul războiilor mondiale. Știți, sunt mulți analiști care spun și observă că în foarte multe domenii această înregistrăm această prăbușire, da, nu numai în domeniul căilor ferate, și compară cu perioadele de război. Iată, spre exemplu, faptul că în ultimii 30 de ani au plecat din țară, pur și simplu au dispărut din țară peste 4 milioane de oameni. Da. Ceea ce o asemenea diminuare din punct de vedere demografic se întâmplă doar în cazul unor cataclisme sau unor războaie. Iată și cu calea ferată, suntem cam în aceeași paradigmă. Da, îmi pare rău să spun și să constat. Industria autohtonă n-a fost sprijinită. Eu vă dau o dată exactă. 8 mai 2004, în biroul din aparatul Victoria, în prezența lui Wolfgang Clement, ministrul economiei germane, și a lui Adrian Năstase. Se semnează protocol între Germania Siemens, așa, Ovidiu Mușetescu de la Vasa Paps, nu știu cum se chema, și calea ferată. Despre ce era vorba? CFR Marfa organizase o licitație pentru 40 de locomotive diesel, moderne, Hercules, câștigate de Siemens. Și urma ca pe baza acestui protocol, Siemens să le asambleze în fabrica de locomotive ale Electroputere. Un prim pas. Excelent, de altfel. Excelent. Prima și ultima condiție pusă în protocol, CFR Marfă să plătească avansul ca să intre în funcțiune contractul. Nu s-a plătit până astăzi. Și ce s-a ales de Electroputere? E mol, da? Deci, nu vreau să mai spun ce s-a întâmplat. Am încercat să mă duc acolo. Lucram la Siemens. În perioada aia plecasem de la metro prin demisie, că nu m-au lăsat să modernizez trenurile cu industria autohtonă. Deci, așa. Și mă duc și sindicatele azmuțite de directorul general. Ori ia Siemens tot, aparataj, mașini rotative, transformatori, ori nu ia nimic. Măi, oameni buni, dar n-a venit Siemens-ul să ia. Are un contract. Nu e societate filantropică. Corect. Da? Lasă să bagi un picior în fabrica de locomotiva și pofta vine mâncând. Vom vedea noi pe parcurs dacă găsim contracte, sigur că da. Nu? Ca să aflu că directorul general de atunci era acționar majoritar la fabrica de vis-a-vis. Și n-avea interes să... Da, interese mărunte, meschine. Bine, dar decizia e politică. Decizia, da. Decizia, până la urmă, e politică, da. Și iată că acea decizie de atunci este, își are, dacă vreți, reverberațiile în prezent. Da, da, da. Și acum venim la infrastructură. Infrastructura, de calitatea ei, depinde calitatea serviciilor oferite de operatori. În special la călători. Pentru că durata de parcurs este un parametru de calitate. Dar dacă viteza medie la trenul de călători este 42-43 de kilometri pe oră, cine se grăbește o ia pe jos? Iar viteze comerciale atractive, uitați-vă, București-Constanța, îl faci în 2 ore, da? Nu merită să te duci cu mașina. Exact. Da? Deci, și trenurile sunt pline vara și nu numai, da?
Deci, dovada există, dar avem, cum spuneam, o mare rămânere în urmă, pentru că 30 de ani n-am investit. Și acum modernizarea se face într-un ritm foarte lent. Ce am modernizat noi din 2001? București predeal 140 de kilometri, București Constanța 225 și Curtiș frontieră kilometru 614, 41, în total 406. Se pare că se vor mai moderniza, recepționa 100 de kilometri. Hai să zicem 500 de kilometri. În 20 de ani. În 20 de ani 500 de kilometri. Da. Iar tot coridorul 4 ăsta de la Curtiș până la Constanța are 890. Deci mai avem încă 490, da? Sau 390, da? Deci ne mai trebuie 15 ani. Dar toată rețeaua Rin-Dunăre, comprehensiv, interoperabilă, TNT, e de 6.000 de kilometri. În ritmul ăsta ne trebuie 220 de ani. Și rămânem la 160 de kilometri pe oră? Peste 200 de ani? Să fim serioși. Deci, dacă nu ne schimbăm mentalitatea și nu schimbăm viziunea față de această instituție strategică, indispensabilă, sigură, prietenoasă, sigură, da, sub rezerva. Vroiam să vă provoc la o discuție vis-a-vis de siguranța. Bine, în condiții normale. Eu, stimate domn, am fost în perioada 73-76 a treia persoană în ierarhia Căii Ferate. Și am recepționat trenul prezidențial autorul Ceaușescu, făcut la Astra, pentru 200 de kilometri pe oră. E bine, firul 1, București, Câmpina fusese refacționat, modernizat. Ne-am dus până la Câmpina și de acolo am luat, așa cum se spune, pe linie falsă, înapoi pe el modernizat. Cu niște măsuri suplimentare. Pază, pasaje la nivel să nu ne iasă un tractor sau o căruță în față. E bine, la ieșirea din Periș am atins 209 km pe oră. 209 km pe oră? Mie mi se pare pentru căile ferate române ceva... Cu mine pe locomotivă. Absolut ireal. Da. Cum 200 de kilometri pe oră, domnule? Se poate. Și pe Bărăgan. Bărăganul este cam palmă, n-are munți, n-are nimic. De ce am făcut urma de 160? Pentru că ne zgârcim la tărâțe, domnule. Regulamentele internaționale nu permit ca peste 160 de kilometri să avem pasaje la nivel. Deci ne trebuie pasaje rutiere denivelate. Superior sau inferior. Ne-am zgârcit. Și nici acum nu e finalizată magistrala asta, Constanța. Stațiile Ciunița și Fetești nu sunt modernizate. Nu sunt modernizate, da, așa e. Adică de ce facem acte de astea de sărăcie? Mai ales când vin bani europeni. Da. Revenind la tema pe care ați intuit-o foarte bine, următoarea temă pe care aș vrea să o lansăm în discuție, este vorba despre siguranța în exploatare, siguranța călătorului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu sunt un călător ocazional. Vă mărturisesc că mai mult de 2-3 ori pe an nu călătoresc cu trenul. Da. În general cu mașina. Știu, e mai comod. Și în general am călătorit cu trenul pe distanțe foarte lungi și în principiu pe timp de noapte. Da. Să știți că nu numai eu, mulți își pun problema, la atâtea incidente de trafic feroviar, mai este sigură calea ferată? Stimate domn, dacă aș spune că este sigură, realitatea cotidiană m-ar contrazice. Ea a fost scăpată de mână, a fost neglijată mentenanța. În ciuda avertizmentelor pe care le-am primit, nu numai de la societatea civilă, dar de la foruri internaționale, europene. Și asta mă șochează pe mine. Cum putem să fim atât de indiferenți, atât de pasivi, atât de, să nu zic, nesimțiți? Ba, cred că e cazul. Da? Și să neglijăm o astfel de infrastructură.
indispensabilă, cum spuneam, țării românești. Și ca să vă arăt, doamna Violeta Bulț, care a fost până de curând șefa comisiei DigiMove, adică transportul de la Comisia Europeană, a publicat în 2016 un tablou de bord, analizând 5 sisteme de transport, feroviar, rutier, naval, aerian și public, cu criterii, 30 de criterii, de la starea infrastructurii până la gradul de satisfacție al publicului. Puncte pozitive cu verde, puncte negative cu roșu, de la 1 la 7. Facem un total. România este pe locul 28. Deci România pe ultimul loc la toate cele 5 sisteme. Și s-a poate investiga în detaliu. Și m-am dus la infrastructura feroviară. Da. Am câștigat 2 locuri pe 26. Dar știți de ce? Malta și Cipru n-au căi ferate. Asta înseamnă că câștigat 2 locuri. Da. Deci, domnul Alexandru, este un avertisment ignorat. Ăsta vine din 2016, suntem în 2020. Vine unul din 2017. Un clasament întocmit pe baza a 3 indici de performanță a căilor ferate. Și anume, intensitatea traficului, calitatea serviciului oferit și siguranța circulației. Ne situează în acest clasament, tot la coada lui în Europa, la egalitate cu vecinii bulgari, cu nota 1,9 din maxim 10. Dar ce este mai trist? Că aici, în acest grafic, analiza e făcută pe 3 ani, 2012, 2015 și 2017. Da? Sunt 3 ani. Și la România, în 2012 eram pe locul 14, în 2017 pe locul 22, 2015 și în 2017 pe locul 27-28 cu bulgarii. Adică am regresat și avertizmentul ignorat și ăsta. Și au fost multe altele, nu e cazul să intrăm în detalii. Deci, o lipsă de reacție condamnabilă. Se spune, lipsește decizia politică, dar de ce lipsește, domnule? De ce linia București-Giurgiu, prima linie a României, care pe 31 octombrie ar fi trebuit să serbeze 150 de ani de la darea în exploatare, da? Da. E închisă de 2005, de 14 ani. Nu se vrea. 14 ani. Da, de 14 ani. Prima linie a României. Gara Filaret, nu mai spun că e vândută, așa că... Ce știți despre proiectul de construcție a căii ferate care ar urma să facă legătura între Gara de Nord București și Otopeni? Potrivit oficierilor CFR și a datelor publice, ar trebui să fie gata în mai și în iunie deja să fie în exploatare. Ritmul lucrărilor este zero în momentul ăsta. Zice. Nu. Ei lucrează. Sunt blocate. Blocate pe anumite porțiuni. Pe anumite porțiuni, da. Dar se lucrează în restul. Am aflat la minister că domnul Țiriac a pierdut și al treilea proces, da? În sfârșit, se va face un punct de oprire în dreptul patinoarului dumnealui, da? Dar nu neapărat pentru patinoar, ci pentru un park and ride, adică cei care vor să vină în București, le vine peste mână să intre în parcarea aeroportului unde trebuie să plătească și să ia trenul de acolo. Să intre într-o parcare lângă patinoarul domnului Țiriac și de acolo să se urce în tren să vină în Gara de Nord. Câștigă timp, pentru că frecvența acestor trenuri va fi cel puțin la 30 de minute și zic eu că la anumite ore de vârf dimineața. Bucureștiul e cel mai aglomerat oraș din punct de vedere al traficului urban, pentru că este singura mare aglomerare urbană care n-are o ofertă alternativă feroviară cu trenuri intacte, cu
park and ride, să-ți lași mașina la Periș, să ți-o lași la Znagov, să ți-o lași la Moara Vlăsiei și să-ți vină un tren din 20... La Mogoșoaia. La Mogoșoaia, la Mogoșoaia, da. Unde vreau să vă spun că eu trăiesc în comunitatea din Mogoșoaia. Am făcut punctul ăla de oprire, da. A, da, da, am făcut punctul de oprire da, în Mogoșoaia. Da, cu ce sacrificii și încă nu e la soluție definitivă. Da, domnul Precup, primarul, da, sprijină și eu, da, 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 eu tot da, sper. Da. Și vreau să vă spun că există un grup de Facebook al locuitorilor de Mogoșoaia, Mogoșoaia Social Community, așa, unde se dau apeluri disperate utilizatori ai trenurilor, da. Da. Domne, haide să nu cumva CFR-ul, fiind foarte puțin călători, să ne scoată trenurile. Da, nu o să se scoată. Să fac 20 de minute sau 25 de minute. Ba, nu, chiar mai puțin uneori, da. Da, 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 da. De la Mogoșoaia până în Gara de Nord. Da, da. Unde, apropo, povestea o cunoștință din Mogoșoaia, zice, domne, mi-am lăsat mașina la punctul de oprire, e cel la gară. Park and ride, da, da, da. E, acolo ar fi bun un park and ride. Da, da. Micuț, micuț, sigur că da. Pentru Mogoșoaia, da, pentru Buftea. Da. Pentru că sunt foarte mulți și din Buftea care n-ar mai trece în partea cealaltă cu mașina de centură. Și domnul primar din Buftea, domnul George Pistol, da, a solicitat căi ferate și s-au introdus niște trenuri pendulă între București Nord și Buftea. Dânsul are un transport public organizat în localitate și aduce călătorii în gară. Și le-a rezervat și locuri de parcare acolo. Ăsta e un exemplu pozitiv care trebuie multiplicat. De aceea l-am și abordat cu dumneavoastră. Da, da. Eu sper ca domnul Scrioșteanu, care provine din zona metropolitană și ne-am întâlnit de multe ori în grupul de lucru privind transportul public integrat și cu care am discutat și astăzi, are în vedere să concentreze pe acest tip de transport alternativ, atractiv, dar nu numai pentru București, și pentru alte mari orașe. Da. Să sperăm, nu ne pierdem speranța. Da, dar asta vroiam să subliniez. Există, au început să existe și exemple pozitive, să spunem. Da. Și asta pe mine mă bucură. Da. Da, eu nu v-am răspuns la întrebarea apropo de siguranță. De siguranță. Deci, liniile modernizate sunt sigure, cu condiția să li se facă mentenanță. Că dacă neglijăm mentenanța, dăm cu piciorul la ce s-a investit. Din nefericire, bugetele alocate mentenanței sunt atât de mici, practic zero. Am aflat că pe anul acesta, mentenanța infrastructură are 0 lei, 0 bani. Fantastic. Nu se poate așa ceva. Scoți tirfoanele cu mâna din traversa de beton putredă. Cum să mai păstrezi ecartamentul? Îți fuge linia de sub roată. Deci, este un semnal de alarmă. Și guvernul trebuie să se întoarcă cu fața la calea ferată. Ăsta este viitorul. Mergem noi pe mașini electrice, ce-om face, autobuze electrice, dar nu o să umplem șoselele cu autobuze și cu mașini electrice. Sigur, sigur. Este cel mai ieftin mod de a transporta și cel mai sigur marfă terestră. Și marfă și călători. Și călători. Uitați-vă Japonia, în China, Europa, Franța cu TGV-ul, nemții cu ICE-urile, turcii s-au dezvoltat. Acum, vedeți ce se spune linii de mare viteză. Și apropo, să vedeți cât de neserios suntem. Pe 1 octombrie 2008, în Ministerul Transporturilor, se semnează un acord tripartit între austrieci, maghiari și români, Ministerul Transportului și Căi de Ferat, să se pregătească documentația pentru o linie de mare viteză Viena, Budapesta, București, Constanța. Bun. La 1 octombrie 2008. De motive de bun simț, pentru că această lungime, din totalul acestei linii, cea mai mare lungime este pe teritoriul României, au zis, coordonează România. Prima greșeală. Coordonând România, au venit alegerile în noiembrie.
A plecat domnul Orban, a venit domnul Berceanu. Ce cale ferată? Ce ați înnebunit? Autostrăzi! Și au țipat ungurii, austriecii. Ce faceți, domne? Ne facem de râs. Au făcut emisiuni, televiziune, m-au chemat și pe mine să explic ce se întâmplă. Domne, asta e situația. Și nu s-a dus nimeni să-l tragă de mânică. Tovarășul Berceanu, că nu pot să-i zic altfel, suntem de un an jumătate în Uniunea Europeană. Am semnat un protocol cu două țări frățești, membri ale Uniunii Europene. Nu-l putem ignora, domnule. Și acum au preluat ungurii inițiativa. Vine Orban, cum îl cheamă, Victor Orban, da, și finanțează studiul vezabilitate, modernizare până la Cluj. De exemplu, așa s-a lăudat. Da. Deci, în loc să avem noi inițiativa, că suntem țara cea mai mare, cu rețeaua cea mai densă. Ei, și ca da, să... asta mie îmi pare, dacă vreți, un pic trădare de țară. Păi deci da, și vă mai să spun... duce către trădare de țară. Și vă mai spun încă un argument. În 2015 s-a făcut un master plan general de transport pentru România. Știți ce a propus la calea ferată? O măsură contrară politicii europene. Uniunea Europeană spune în Cartea Albă, mențineți rețea densă, transferați cât mai multă marfă de și călători de pe rutier pe șosele, pe sisteme prietenoase cu mediul, precum căile ferate și canale navigabile. Și noi venim și propunem în master plan diminuarea rețelei feroviare cu 40%. Pe motiv că nu avem bani de mentenanță. Ăsta e motiv la nivel de guvern într-o țară ca România. Bun. Și a trebuit noi, societatea civilă, să scriem la Bruxelles doamnei Violeta Bulț, doamnei cum o cheamă cea de la Digi Regio, Românca, Corina Crețu, Corina Crețu, da. Și lui Mihail Cramer. Și l-au chemat pe ministrul rus acolo și s-a întors de acolo și zice, da, modificăm raționalizarea rețelei. Și acum avem autoritate de reformă feroviară care se ocupă cu... a încheiat un contract cu firmă de consultanță să stabilească criteriile de raționalizare. Cine trebuie? Nu avem voie să o raționalizăm. Noi trebuie să revitalizăm sistemul feroviar, că altfel ne asfixiem. Domnule Budriște, pentru ultima parte a emisiunii v-aș ruga să revenim la prima dumneavoastră iubire, respectiv metrou. Nu e prima, e a doua. E a doua. Dar este o parte importantă din... Da, am avut satisfacția să fac... Din activitatea și viața noastră până la urmă. Satisfacția să fac parte din cei 5 feroviari care a trebuit să pună bazele exploatării metroului. Nu știam ce e metrou, în facultate n-am învățat, acasă nici atât. Și ce pot să vă spun este că am făcut-o cu pasiune, că a fost ceva nou. Și am luat-o la Harkov, Moscova, Kiev, Budapesta, până la Barcelona să învățăm ce e metrou. Am făcut instrucții, am recrutat personal, i-am instruit, autorizat probe tehnologice și când să-l punem în funcțiune, trenurile nu funcționau. Construcția metroului a început în mod derogatoriu în 1975. Iar noi ne-am înființat cei 5. Și Dumnezeu să-i odihnească, numai eu mai trăiesc din cei 5. Mulți ani vă urăm. Mulți ani. La fel. A început în mod derogatoriu printr-un sistem de organizare care astăzi este incompatibil. Întreprinderea Metrou București, condusă de generalul Petre Constantinescu, Dumnezeu să-l odihnească, era proiectant general, antreprenor general și beneficiar de investiții. El proiecta, el executa și ne preda nouă exploatații. Dar noi am înființat 2 ani mai târziu. La 2 săptămâni de la înființarea noastră, prototipul de vagon, realizat pe baza unui proiect tehnic elaborat de un colectiv de la RATB, Malcoci, Caius Miculescu, Canja și alții, s-a finalizat la Astra Vagoane și noi ne-am trezit cu el gata făcut, fără să putem să influențăm cumva. Deci n-aveam cum, că bunul simț nu ne permitea, că nu știam despre ce e vorba. Da. Așa că așa s-au scris lucrurile. Și până în 90, în conceptul ăsta organizatoric,
s-au construit 4 km de cale dublă pe an și două stații în medie. Iar pe 16 noiembrie am sărbat 40 de ani de la darea în exploatare, pe semnătura mea și a domnului Florin Tănăsescu, directorul Institutului de Cercetări și Proiectări Electrotehnice, cei doi copreședinți ai Comisiei de Fiabilizare a Ramelor. Da, care au fost veriga cea mai slabă din sistem. În Ceaușescu, știți că a vrut să demonstreze mapa mondului că economia românească e capabilă, în afară de cea de URSS, să realizeze metroul singur. Dar fără ruși, ca la Budapesta, Praga și așa mai departe, și Varșovia. Dar și fără nemți, și fără franțuzi. Și atunci nu i-am interzis importurile și l-am făcut cu Nechezol. Și dacă peroanele, linia, tunelul, nu... Pentru telespectatorii mai tineri, Nechezolu da. Era un înlocuitor de cafea. Da, era din... O văz... Da, de aia zice Nechezol, Nechezol că ne îndemna să nechezăm precum cai. Da, da, care mâncau mult Nechezol, da. O văzul neprăjit ca noi. Neprăjit da, ca da, noi. Da, da. 300, peste 300.000 de locuitori ai cartierului drumul Taberei și zonele adiacente așteaptă de peste 10 ani. Deci, păcate, da. Finalizarea magistralei 5. Aproape că stând de vorbă cu oameni pe stradă, nici nu, cum să spun, nu mai au niciun fel de orizont. Nici nu știu în ce măsură să mai pot bucura. Efectiv, sunt disperați. E, anul ăsta se pare că da, ministru... Se pare că da. În primăvară, dar oare va fi? Da, până la sfârșitul semestrului 1. Domnul ministru actual a fost acolo și a stat de vorbă cu constructorii și se pare că este posibil. Da, se va finaliza. E regretabil. Bine, condițiile s-au schimbat. Vă spuneam modul derogatoriu. Sigur că da. Deci, dar cu toate astea, domnule, totuși 10 ani, sunt câteva stații. Da, și nu o să avem trenuri. Și nu o să avem trenuri. Că asta era următorul și ultimul subiect al nostru. Și se vor lua trenuri de pe magistrala 1 și 3, câteva. Și ca dacă luăm de pe magistrala, dacă vor lua rame de pe magistrala 1 și 3, oare intervalele se vor păstra? O să crească 30 de secunde până la un minut, o să crească. O să crească. Da, bine că nu iau de pe magistrala 2, că aia este... Aia e full. Aia e aglomerată. Da. Rău. Da. Da. Deci au fost două încercări, două licitații. Da, pentru ramele respective, da, și prima și anulate, nu mai discutăm cu s-a încheiat cu DNA și așa mai departe. Cea de-a doua a fost iarăși anulată acum în decembrie, dacă nu mă înșel, cu aceeași firmă din firmă spaniolă, nu? Sau CAFU sau nu știu ce. CAFU, da. Și probabil să avem rame de metrou noi. Nu știu dacă mai devreme de 2 ani, 2-3 ani este vom avea. Regretabil. Bine, condițiile s-au schimbat cu totul altceva, dar cred că sunt și niște greșeli elementare făcute în documentația de licitație, în acuratețea ei, transparența ei. Adică trebuie să fim corecți. Nu se trebuie poate. Să fim corecți precum spunea un amic de-al meu, zicea, dumne, celor de la guvernare le lipsește acest deget. Ăsta este opritorul, stimați telespectatori, opritorul care nu permite să se intre prea mult în buzunarul nostru. Bine, nu am detalii, dar... Nici eu nu vreau să intru în detalii, dar telespectatorii noștri sunt suficient de inteligenți, înțeleg foarte bine ceea ce noi am vrut să spunem aici. Domnule Udriște, vă mulțumesc foarte mult pentru o foarte interesantă emisiune. Eu vă mulțumesc. Și cu permisiunea dumneavoastră, dacă îi vom propune domnului Irinel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, să facem o emisiune împreună, să vorbim cu cărțile pe față, în mod onest, despre
situația infrastructurii de cale ferată. Vă mulțumesc frumos. Cu mare plăcere și altă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost împreună cu noi la emisiunea Unghiuri Subiective.